Echipieri și staful tehnic de la Corvinul Hunedoara s-au reunit ieri după masă pentru reluarea pregătirilor. Înainte de primul antrenament oficial al noului sezon fotbalistic a fost organizată o conferință de presă în care s-a reiterat faptul că la sfârșitul acestui sezon, la încheierea ciclului de 2 ani al noului proiect fotbalistic din Hunedoara, echipa să promoveze în eșalonul secund. Suntem gândul de a promova anul acesta. Am plecat cu acest proiect de anul trecut, pe 2 ani de zile, și acesta este ultimul an care cu siguranță ne va duce promovarea. Plecăm cu gânduri bune, avem încredere că am format acum o echipă bună, competitivă la Hunedoara, poate chiar mai bună decât anul trecut. Toți băieții care au fost și care au rămas au fost validați de către Consiliul de Administrație, ceea ce este foarte important și suntem foarte, foarte încrezători. În ceea ce privește o eventuală invitație de a participa încă din acest sezon în Liga a treia, conducătorii de la Corvinul au reafirmat că sunt șanse foarte mici ca acest lucru să se întâmple. Acum 2-3 săptămâni șansele erau foarte mari. Din păcate șansele au scăzut, fiindcă echipele care, să spunem așa, aveam informații că nu se vor înscrie în noua ediție de campionat s-au cam înscris. Momentan așteptăm decizia Federației Române de Fotbal, care pe data de 15 ne va transmite dacă vom rămâne, dacă vom merge, mai bine spus, la Liga a doua sau vom rămâne la Liga a treia. Din informațiile sunt că vom fi totuși la Liga a treia, s-au înscris toate echipele. Asta este, pornim de la capăt, nu avem ce să facem, ne pare rău pentru tot ce s-a întâmplat, fiindcă a fost un sezon foarte bun, cu meciuri foarte bune, am câștigat atâtea meciuri după când bine știți, păcat de ultimul meci care l-am pierdut și care a dus în promovarea și ne face să o luăm de la capăt. De altfel, cei de la Corvinul și-au stabilit deja un program de pregătire care prevede un cantonament intern, dar și un meci amical antamat deja cu Ripensia Timișoara pentru data de 14 iulie. O să plecăm în cantonament la Curtea de Argeș pe data de 23 până pe data de 2 august. Pe data de 14 acum o să avem un meci amical cu Ripensia și să vedem echipele de Liga 3, cele care vor începe și ele pregătirea, să mai parafăm niște jocuri amicale. Totodată au fost prezentate și numeroasele noutăți din lotul Corvinului. Astfel au plecat de la Hunedoara Buș, Damota, Jairo, Jura, Bedea, Simon și Mogoș, iar Cristian și Trășcan s-au retras din activitate, urmând a lucra la centrul de copii și juniori. Sunt și veniri numeroase, aici fiind vorba despre portarul Rusu de la Atletico Arad și jucătorii de câmp Neacșu de la CSM Alexandria, Pop de la Gloria Cermei, Mar și Mericoiu, ambii de la UTA, Kindri și Coman, amândoi de la Petrolul, Borțoneanu de la Voluntari, Lupu de la Metalurgistul Cugir și Lupușor revenit după un împrumut de la Aurul Brad. Antrenorul Florin Maxim este mulțumit de lot, spunând că ar mai fi nevoie de un fundaș central pentru a fi acoperite toate posturile. Am renunțat la 9 jucători, au venit 8. Am acoperit posturile, să zicem, unde noi am suferit puțin în mijlocul terenului, pentru că am decis să jucăm cu jucători under anul trecut. Acum mergem pe experiență, sunt și jucători pe care mi-am dorit, și Borțuneanu, am lucrat cu el la Voluntari și Kindrich, am lucrat jumătate de an la Schellimber, sunt jucători pe care îi cunosc și am încredere mare în ei. Am mai avea nevoie de un fundaș central, tot așa aș insista să fie under și cam ne-am acoperit pe toate posturile. Liga a treia va începe în acest an pe 27 august. În cazul puțin probabil că vor fi primiți în eșalonul secund, corviniștii vor intra în competiție pe 6 august, dar acest lucru se va ști cu exactitate pe 15 iulie.